Școala de duminică la Bazilica. Text și lectură Ioana Revnic. Evanghelia din a treia duminică de după Rusalii vorbește despre grijile vieții, mai exact despre lucrurile pentru care merită sau nu să ne îngrijorăm în exces. Textul cuprinde câteva îndemnuri simple. Unele pot părea șocante. Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc. Nu se ostenesc, nici nu torc, și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Îndeamnă Iisus la o viață de lăsătoare, la lene, la indiferență? Încurajează un comportament pasiv? Nici de cum! Hristos doar îi sfătuiește pe oameni să nu pună preocupările materiale pe primul loc. E firesc să te întrebi ce vei mânca sau cu ce te vei îmbrăca. E normal să muncești pentru a avea haine sau mâncare, dar e nesănătos să te lași copleșit de grija obsesivă pentru asemenea lucruri. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate se vor adăuga vouă, concluzionează Mântuitorul. Astfel, preocuparea pentru sufletele noastre, pentru apropierea de Dumnezeu, pentru lucrurile netrecătoare ar trebui să conteze mai mult decât orice altceva. În realitate, în viețile noastre, ierarhiile sunt aproape întotdeauna schimbate. Se spune că pe vremea lui Ștefan cel Mare trăiau doi frați. Unul era bogat și celălalt, pe nume Burcel, foarte sărac. Burcel obișnuia să-i ceară deseori celui bogat plugul și boii, să are palma de pământ pe care o avea. Însă fratele înstărit îi le lăsa doar duminica și de sărbători. Într-o duminică, Burcel s-a suit în vârful unei movile și a început să strige bogatului să-i trimită vitele și plugul. Exact în acel moment a trecut pe acolo Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei. L-a auzit pe Burcel și a poruncit să fie adus la el. Când l-a văzut, voievodul l-a întrebat: „Măi, omule, de ce ari duminica? Nu știi că e zi de sărbătoare? Nu știi că ar trebui să te îngrijești de cele sfinte?” Burcel i-a povestit în ce situație se află. Atunci, Ștefan a hotărât ca plugul să-i fie dat sărmanului pentru totdeauna, la fel și boii. În plus, i-a dăruit și movila pe care se urcase. Aceasta a rămas a lui Burcel și a urmașilor săi și există încă. Poate fi văzută în preajma comunei Miclești din județul Vaslui. Înțelepciunea lui Ștefan cel Mare și faptul că îl punea pe Dumnezeu mai presus de orice se deduc din legenda pe care tocmai am povestit-o. Sfântul Ștefan cel Mare a condus Moldova 47 de ani, timp în care a purtat 10 de războaie, a oprit expansiunea Imperiului Otoman în Europa, a apărat credința creștină, a construit 10 de biserici și de mănăstiri. Multe fapte ale sale arată că pentru el Dumnezeu era cel mai important. De aceea, cred că Ștefan cel Mare a îndeplinit îndemnul lui Hristos din Evanghelia de azi.
căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate se vor adăuga vouă.